Un nou aparat PCR a intrat în dotarea Spitalului Județean de Urgență, un aparat mult mai performant decât cel existent. Conducerea SJU a hotărât ca aparatul să fie amplasat tot în cadrul laboratorului de genetică moleculară de la spitalul din zona Pasarelei. Aparatul poate să stabilească pe aceeași probă dacă pacienții sunt infectați cu SARS-CoV-2 sau cu tulpina virusului gripal. Personalul care va deservi noul aparat va fi același cu cel care își desfășoară activitatea în prezent în cadrul laboratorului. Noul aparat PCR va fi pus în funcțiune începând cu săptămâna viitoare. Noutatea care a adus este că din aceeași probă care este recoltată la pacient, se poate determina dacă pacientul respectiv este infectat cu SARS-CoV-2 sau este infectat cu tulpina virusului gripal. E aceeași încă de lucru care și pentru aparatul existent, PCR, iar aparatul va fi montat tot în cadrul laboratorului de genetică medicală. Deci va duce la activitatea cu același persoană de acolo de săptămâna viitoare, nu să fie pus în funcțiune. La nivelul județului Gorj, zilnic se efectuează sub 200 de teste, adică la jumătate din capacitatea de testare a SJU.